Salutare, fac și-o și deschiderea și închiderea acestui vlog. Vlogul de azi o să fie mai scurt pentru că nu am avut foarte multe de filmat. Mai mult m-am odihnit, mai mult am stat pur și simplu și am făcut curățenie în ultima parte a serii. Încă nu simt așa, cum să zic, să filmez, încă nu sunt ok din punct de vedere al sentimentelor, dar suntem bine, toate merg bine, pisicile sunt ok, le au cam 2 zile, spunea Daniel, că a citit pe net, ca să uite, cel puțin lumisii, așa că sperăm că mâine va fi și mai bine de atât. În afară de asta, ce să vă spun, trebuie să ne luăm timp să ne vindecăm atunci când suferim și da, uneori e bine să o facem în tăcere, uneori e bine să o facem out loud, dacă pot să zic așa, și cred că depinde de fiecare în parte ce și cum simte. Da, cam atât pentru în seara asta. Legat de weight loss, pentru că pe asta vreau să axeze vlogurile mele, v-am spus. Zilele astea 3 nu am mai ținut intermittent fasting. Am mâncat și seara târziu. Am mâncat și dulce foarte mult. Am mâncat și bine, am mâncat și rău, adică pot să zic. Adică am mâncat mâncare normală, cum aș mânca normal pentru weight loss, adică salată, ciorbă, chestii din astea. Dar am mâncat, v-am zis, și dulce. A cumpărat Daniel de la Tesco acele, cum se numesc? De la Costco? Ce am zis, Tesco? De la Costco a cumpărat Daniel acele prăjituri cu cocos, până la urmă. Și m-am tot atins de ele, am tot mâncat câte una, câte două, câte trei. La fel am avut pe sâmbătă, dar n-am filmat sâmbătă, am avut un cheesecake cu căpșuni cumpărat și am mâncat o felie atunci și am mai mâncat și astăzi ce a rămas și cu custard așa deasupra ca să nu fie prea dulce. Dar bineînțeles că după ce am mâncat o salată, nu pot să vă mint și să vă spun că, nu știu, că n-am mâncat dulce sau că n-am făcut-o, nu știu, într-un fel anume, mâncat-o, dar da, am făcut, m-am ținut de principii oarecum, dar mi-am dat voie și am mâncat și dulce, asta voiam să vă spun. În afară de asta v-am zis, mai toată ziua am stat, m-am odihnit, am și adormit în a doua parte a zilei. Nu am ieșit deloc azi, nu am decât... mi s-a resetat telefonul, pentru că după 12 se resetează. N-am făcut nici măcar 1000 de pași astăzi. Chiar nu am ieșit deloc, dar recuperez de mâine încolo. Pentru că mâine ieșim, mâine o să mergem la universitate, chiar dacă mergem cu mașina, dar o să ieșim și mai facem puțin de mișcare. Am vrut să ies la alergat în seara asta, dar mi-a zis Daniel că e prea târziu și nu mai ies. E ora 3 fără ceva, nu, e 2:25, da. Și așa e. Nu o să mai ies nicăieri, nu o să mai fac nimic momentan. Ne-am uitat și noi la un film, ne-a relaxat. Chiar un film foarte bun. Cum se numea, baby? Mai știi? O să vă pun o poză ca să vedeți. Este legat de o misiune. Dar eu zic că e foarte bun filmul pentru că ideea în sine a filmului e inspirată din viața reală. Sunt oameni care își fac jobul cu strictețe, cu pasiune, cu
sufletul și sunt oameni care nu dau doi bani. Și avem ce învăța din lecția asta, eu așa zic. Dar, da, asta este viața. Nu vă mai țin, o să filmez mâine ce și cum. Din nou, nu am nimic în plan, doar să mergem la școală, la universitate. În afară de asta, probabil Daniel lucrează, iar eu, ba da, am ceva în plan. V-am promis și v-am spus și în vlogurile trecute că vreau ca să iau totul de la Z din casă, să arunc tot ce nu ne mai trebuie, să nu mai avem atât de multe chestii. Mă gândesc să arunc și să scot din casă și dulapul ăla unde ne țineam noi papuci înainte, ăla de la intrare, da, poate îl știți, pentru că acum am rail-ul și pot să pun acolo papuci și să mai scap așa din chestii. Dar vom vedea, pentru că să vedem cum avem loc cu papucii. În fine, gata, vă las. Zi sau seară frumoasă aveți. Mulțumesc că ați urmărit și acest vlog așa scurt cum este și da, ne vedem mâine. Zi sau seară frumoasă aveți. V-am pupat!